Curățarea coșurilor de fum trebuie efectuată cel puțin o dată pe an, mai ales înainte de începerea sezonului rece. Curățarea acestor coșuri ar trebui efectuată doar de firme specializate sau persoane autorizate. În acest sens, administrarea domeniului public pune la dispoziția timișenilor servicii de coșerit. Noi prestăm această activitate, am acceptat să o realizăm în baza unui tarif cu încărcătură socială, 2,50 lei cu TVA inclus pe lună, urmând ca în decursul unui an să facem cel puțin o intervenție la coșurile abonaților noștri. Pentru cei care nu vă doresc să încheie un contract și au toată libertatea, meseria, activitatea respectivă fiind o activitate liberală, mai există firme care fac prestează acest serviciu. Pentru aceștia, tariful pentru o intervenție este de 96 de lei pe coș. Deși oferta ADP include și opțiunea încheierii unui contract pe 2 ani pentru aceste servicii, numărul timișenilor care optează pentru această variantă nu este suficient de mare nici măcar pentru a acoperi costurile totale de prestare a serviciilor, iar în condițiile în care societatea nu s-a înțeles cu cei de la primărie pentru alocarea unor subvenții în acest caz, reprezentanții ADP spun că momentan lucrează în pierdere când vine vorba de serviciile de coșerit. Timișenii care doresc totuși să solicite ajutorul ADP pentru a-și curăța coșurile de fum pot face acest lucru la formația Coșerit, strada 3 august 1919, numărul 17, în zona Pieței Traian. Solicitanții au nevoie de o copie după cartea de identitate și o copie după cartea funciară. Pentru liniștea solicitanților, administrarea domeniului public eliberează și o adeverință de bună funcționare a coșurilor proaspăt curățate.